Salutare și bine te-am regăsit. Dacă scrii pe Google future of, în primele cinci rezultate găsești sigur criptomonedele și Bitcoinul. Vorbim despre Bitcoin și versiunile viitorului său în cel mai nou episod din serialul nostru favorit Crypto Vineri din fiecare vineri. Am mai vorbit despre Bitcoin și cum promite să schimbe lumea. Nu ne-am răzgândit, dar nu am renunțat nici la scepticism. Că doar suntem români și suntem inteligenți și pesimiști printre altele. Hai să vedem care sunt punctele tari și slăbiciunile monedei care a declanșat criptomania, o frenezie care a înghițit deja sute de miliarde de dolari pentru monede care pot fi folosite și nu prea deocamdată. Să începem. Bitcoin este aurul criptomonedelor și ca orice lingou de aur are cam aceleași probleme. Este prea scump să ai un Bitcoin la tine e prea complicat de folosit în viața de zi cu zi și toată lumea vrea să ți-l fure. Printre altele, la un preț de 8-9.000 de dolari zilele acestea, Bitcoinul are atât de multă valoare în fiecare unitate încât nu poate fi folosit la cumpărături în supermarket, nici dacă ar fi acceptat de bănci guverne, Visa și mastercard. Spre exemplu, o pâine, dacă ar fi să o cumperi cu Bitcoin, ar costa 0.0001$ iar tranzacția ar costa cât șapte pâini dacă o vrei confirmată în 10 minute. De unde vine problema? Păi tocmai din punctele tari ale tehnologiei, Bitcoin este imposibil până azi de Tocmai pentru că fiecare tranzacție trebuie confirmată de mineri, de zeci și zeci de ori. Sunt sute de mii de mineri din toată lumea care nu știu ce tranzacții validează, dar știu că sunt recompensați de fiecare dată când o fac. De aici și puterea unei astfel de rețele, în care registrul de tranzacții și toate conturile sunt copiate în sute de mii de locuri diferite. Ca să vă faceți o idee, un host de Bitcoin ar trebui să atace simultan sute de mii de calculatoare și să schimbe un registru criptat cu o parolă greu spre imposibil de spart. Dar despre asta am mai vorbit în episoadele anterioare. O altă problemă este cantitatea limitată de Bitcoin. Știm sigur că nu pot exista mai mult de 21 de milioane de bitcoin, din care au fost extrași prin mining 17 milioane fix Până azi. Asta face Bitcoinul mai rar decât orice este rar, și tot asta îl face și mai valoros decât chiar aurul, ori diamantele. Bitcoin este așadar cea mai importantă monedă cripto care ar putea înlocui ușor rezervele de aur din băncile centrale, fără să ocupe beciurile BNR, Fed sau alte trezorerii din lume. Dar nu ducem toți aurul în buzunar, vă spuneam, ca să plătim la teșghea, așa că avem nevoie de alte soluții pentru tranzacții mici și mari, rapide și chiar instantanee. Inventare și bilete, curent sau identitate. Mile de alternative la Bitcoin sunt restul criptomonedelor de pe internet. Sunt foarte multe și chiar dacă nu pot fi convertite în bani, adică în fiat, sigur există o modalitate de a le transforma în Bitcoin. Avem Bitcoin Cash, spre exemplu, o monedă care se apropie deja ca valoare de tata lui. Acum este aproape 1500 de dolari și fluctuează mult mai puțin. E foarte susținută de o grămadă de oameni inteligenți. Nu ți recomandăm însă Bitcoin Diamond, Gold Dark și nici Bitcoin Private. E o discuție lungă, însă pe scurt e ca la clonele trase la copiator. Mai avem Ethereum, care se bazează pe așa numitele Smart Contracts, un protocol pentru facilitare, verificare și asigurare a tranzacțiilor. Mai pe românește, Ethereum e ingenios și rapid. Are potențial mai ales pentru gestiunea unor tranzacții mari și mici, inventare de produse și așa mai departe. NEO este deja folosit cu succes pentru piețele financiare din China și e chiar susținut de stat. Statul chinez, da, da. A, desigur, Litecoin. Cum am putut să uit, este aproape o copie de Bitcoin foarte longevivă și ea, care crește în valoare tocmai persistenței sale dar este aproape la fel de lentă la capitolul tranzacții ca și Bitcoin. Despre Electroneum am vorbit în episodul anterior, îți las link în descriere. Monero este desigur și el pe buzele multor mineri, tocmai pentru că este mai ușor de obținut decât alte monede, dar este și într-o zonă gri, pentru că se bazează mult pe anonimitatea tranzacțiilor. Nu cred că e de viitor, e mai degrabă pentru Mafioți. IOTA este altă monedă interesantă, care ar putea fi folosită pentru încărcarea mașinilor electrice, spre exemplu, dar încă mai are nevoie de dezvoltare. Multă. Volkswagen însă tocmai le-a oferit încredere. LISC promite că va deveni și el fundația pentru orice proiect de blockchain. Nu doar pentru monede, dar nemții îl dezvoltă cam lent. MWAT ar vrea să fie un fel de megawatt digital. E făcut de români, apropo, și chiar are succes. Ca și persoana care vrea să fie identitatea ta digitală. Nu e o monedă, e un fel de buletin. Și acesta e românesc. Și mai sunt mii de idei și proiecte care așteaptă fani, finanțare și susținere publică. Care este totuși moneda viitorului? Păi, Bitcoinul nu pleacă nicăieri prea curând. Este puternic și este susținut de o piață care rulează zilnic 8 miliarde de dolari. Dacă și românii vând case și mașini pe Bitcoin zic că nu e de mirare. Poate fi o soluție de stocare a valorii, dar pentru viața de zi cu zi nu există încă un înlocuitor convingător de leu, euro sau dolar. Bitcoin Cash este însă un concurent valoros și nu e singurul. Așadar, la prima criză financiară vom vedea din nou monede explodând în valoare, în frunte cu Bitcoin. Și asta ne arată că blockchain-ul poate securiza economiile tale sau ale celor întreprinzători atunci când tehnologia este însă și de încredere. Legat de monedele mici, proaspete, tinere, există mult entuziasm în acest moment și prea puține realizări notabile, adică nu prea le poți folosi. Dacă aș avea însă 100 de lei de cheltuit, aș pune jumătate pe Bitcoin, un sfert pe ter și cu un sfert a jongla printre monedele care au potențial adevărat. Cam așa ar trebui să faci și în viața de zi cu zi. Pune ceva deoparte și nu risca decât banii pe care ești dispus să-i pierzi. Și cam atât pentru astăzi. Așteptăm impresiile tale mai jos la comentarii. Spune-ne care sunt monedele pe care tu le urmărești în acest moment. Pe ce ți-ai pus banii? Și nu uita să dai un like, un share și un subscribe ca să fii primul care află când vine Sfânta Zi de Vineri pentru Criptovineri. Să ai o dimineață de sâmbătă reușită, numai bine!